chiar acum în spatele meu se lucrează pentru a împiedica apa să se mai adune în portul Tomis atunci când plouă. La fiecare precipitație, zona devine impracticabilă din cauza bălților care se formează. În prezent se lucrează la un sistem de drenaj, ca apa care se acumulează la fiecare ploaie să devină istorie. În partea aceasta, pentru apele care se formează aici, în zona aceasta, apele în portul Tomis. Și deci vin apele din decantor și vin în canalul acela. Oamenii spun că această situație persistă de zeci de ani. În zonă nu este canalizare, iar fiecare ploaie transformă portul într-un veritabil lac. Păi prin grabă, cum să fie, Balt? Dăm la pește. Apa aici pentru că nu e scurgere. Deși nu este o soluție definitivă, acest sistem de drenaj ar trebui să rezolve problema până la definitivarea unui proiect pe termen lung. Este o problemă ignorată atâta amar de vreme, pe care actuala administrație o are în atenție. Avem echipe în teren care încearcă la fața locului să găsească o soluție. Portul turistic este cea mai atractivă zona Constanței, cu terase, restaurante, cheiuri și este vizitat anual de mii de turiști.